Din momentul în care aud un înalt oficial al guvernului că spune singura modalitate prin care mai putem aduce bani la buget, de exemplu, este prin ceea ce poate să rezolve ANAF-ul, ne dăm seama prin eliminare că s-a închis robinetul fondurilor europene. Asta înseamnă că banii pe care putem să-i luăm aproape gratis, strict pe seama proiectelor, și aici nu vorbim de 100 de mii de euro, vorbim de miliarde de euro, trebuiau luate 6 miliarde de euro până la sfârșitul anului. Banii aceștia nu mai vin. I-ați fi luat acești bani dacă rămâneați la guvernare? În prima săptămână nu eram sigur. După primele 3 săptămâni, după ce am introdus primele corecții pe mecanismele birocratice și am micșorat termenele de analiză ale dosarelor, în clipa în care am grăbit traseul proiectelor de la inițiere la verificare și până la expedierea la Bruxelles, în clipa în care am reglat mecanismul ofertelor, al consultanței, am avut certitudinea că putem face peste 6 miliarde până la sfârșitul anului, rata de absorpție crescând de 2 ori în perioada martie-aprilie 2012.